nu ține cont de limita administrativă, ține cont de distanță. Cine mai poate intervine, indiferent din ce județ este. Și asta este foarte important ca să funcționeze sistemul corect. Deci și ambulanța a început să fie așa, adică dacă înainte, când erau de banii asigurărilor, asigurările deportau numai de județul lor și nu le interesa ce se întâmplă în județele limitrofe, cine a lucrat la ambulanța, nu nici e bine, că asta a fost una din problemele majore. Deci acum, fiind pe buget, nu mai contează care e limita administrativă, unde ești mai aproape, trebuie să intervii. Deci, și cu cât avem puncte de lucru în plus, cu cât, bineînțeles, justificate, cu cât reușim să ajungem mai repede. În mod normal, dacă în oraș ajungem sub 10 minute la cazurile de pod roșu, în zonele rurale trebuie să ajungem tot în sub 10 minute dacă vrem să tratăm populația aia. Poate că nu reușim în sub 10, dar măcar în 15-20 de minute undeva. Dacă este ceva, trebuie deja să fie o ambulanță sau o mașină de pompieri care se intervine. La incendii nu mai vorbim. Pompierii au o vorbă care tot o repet. Ce stânge în 3 minute cu un pahar cu apă, stânge în 10 minute cu 3 mașini de pompieri. Adică contează foarte mult cât de repede ajung pompierii la un incendiu. Un incendiu ajuns la într-un timp foarte scurt, e un incendiu lichidat în timp foarte scurt. Un incendiu la care ajungi târziu, e un incendiu care poate să producă morți și poate să se extindă și să cauzeze pagube care sunt de neestimă. Asta este rostul punctelor de lucru. Un temperat telemoniale de operaționalizare a punctului de lucru flământ de chefuri inspectoratului Colonel Amarandei. Se intonează imnul de stat al României. Aparținând detasamentului de pompieri Botoșani. Ne face o deosebită plăcere să sărbătorim această zi alături de dumneavoastră, având comunicarea că pregătirea și devotamentul nostru al pompierilor militari vor întări gradul de siguranță a concetățenilor și încrederea în structurile de intervenție în situații de urgență. La acest eveniment deosebit ne onorează cu prezența domnul dr. Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru situații de urgență din Ministerul Afacerilor Interne, domnul colonel Dragne Daniel Marian, inspector general al Inspectoratului General pentru situații de urgență, domnul Șlincu Dan Constantin, prefectul județului Botoșani, domnul Macaleț Sosică, președintele Consiliului Județean Botoșani. Ne sunt alături și parlamentarii care reprezintă județul Botoșani, precum și colegii noștri medici sau coordonatori medicali. Întotdeauna alături de noi se află șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și cu o deosebită onoare anunțăm prezența delegației Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale din Republica Moldova, condusă de domnul general major Caravagiu Mihail Sofronie. Se oficiază serviciul religios de sfințirea punctului de lucru Flământ. Inspectorat Reț, pentru oficierea serviciului religios, descoperiți! Binecuvântate este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea. În vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și
Dar, Tatăl, binecuvântat.